Domnul să binecuvânteze pe toți, vă salut pe toți în numele Domnului Iisus Hristos și dorim ca Harul Domnului să vă fie revărsat și cuvântul Domnului să vă aducă mesajul pe care El vrea să ne-l transmită. Aș vrea să citesc pentru început din Cartea Psalmilor, Psalmul 50, de la versetul 1 la versetul 7, unde Scriptura spune astfel: Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul vorbește, și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui. Din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Dumnezeul nostru vine și nu tace, înainte lui merge un foc mistuitor și împrejurul lui o furtună puternică. El strigă spre cerul sus și spre pământ jos ca să judece pe poporul său. Strângeți-mi pe credincioșii mei, care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Atunci cerurile vor vesti dreptatea lui și Dumnezeu este cel ce judecă. Ascultă poporul meu și voi vorbi. Ascultă Israele și te voi înștiința. Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău. Amin. În această seară, mesajul pe care l-am pe inimă este despre faptul că Dumnezeul nostru vorbește. Și deși mulți se întreabă dacă mai vorbește Dumnezeu, mulți au devenit sceptici în privința acestui fapt, iar alții au ajuns chiar necredincioși. Însă, din păcate, chiar și unii dintre cei ce au avut parte de mesaje din partea lui Dumnezeu au ajuns să se îndoiască de faptul că Dumnezeu mai vorbește și în secolul 21. Am citit de curând un dialog între doi credincioși, unul care credea în Dumnezeu care vorbește, unul care era destul de sceptic, și acesta a zis: crezi că Dumnezeu continuă să mai vorbească și astăzi oamenilor, din moment ce Sfânta Scriptură s-a încheiat și nu mai este nevoie de alte revelații? Interlocutorul, care știa că cel ce dialoga cu el este un slujitor, l-a întrebat: ești tu un om chemat de Dumnezeu ca să predici, ca să slujești lui Dumnezeu? Și omul a zis: da, bineînțeles. Și atunci celălalt frate l-a întrebat: atunci cum te-a chemat Dumnezeu? Cum ți-a vorbit Dumnezeu că tu trebuie să faci ceea ce zici că ești chemat să faci? Ori în ce caz, ideea este simplă. În cuvântul acesta, de mai multe ori, ni se spune că Dumnezeu vorbește, Dumnezeu cheamă, Dumnezeu strigă, Dumnezeu este cel ce, iată, vorbește, spune încă o dată, și apoi, în final, zice, El ne înștiințează, ne avertizează. Așadar, Dumnezeu vorbește oamenilor și El este cel ce alege cum să ne vorbească. Noi, probabil că am vrea să ne vorbească. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, de la versetul 14, citim: Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama. Și apoi continuă: El vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor. Atunci El le dă înștiințări și le întipărește învățăturile Lui ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile săbiei. Iată motivul pentru care Dumnezeu vorbește oamenilor, ca să îi ferească de rău, ca să îi păzească de mândrie, ca să le păzească sufletul de groapă și viața de loviturile săbiei. Așadar, când Dumnezeu ne vorbește, El are un scop. Dumnezeu niciodată nu vorbește doar așa ca să se afle în treabă. Dumnezeu vorbește totdeauna cu un scop, urmărește un țel. Evanghelistul Reinhard Bonnke spunea că ar fi greu să găsim în Biblie un verset pe care să ne clădim doctrina unui Dumnezeu care tace. Iar pe de altă parte, el spunea
că ar trebui să fie înfricoșător să crezi într-un Dumnezeu care tace. N-ai ști ce vrea, n-ai ști ce îi place, n-ai ști ce, care este voia lui și nu n-ai ști ceea ce să faci ca să îi fi plăcut lui. David, pe de altă parte, zicea: Doamne, către tine strig și zic, Tu ești stânca mea. Nu rămâne sur la glasul meu, ca nu cumva, dacă te vei depărta de mine fără să-mi răspunzi, să ajung ca cei ce se povoară în groapă. David aici se îndreaptă cu rugăciunea către Dumnezeu și dorește ca Dumnezeu să îi vorbească, zice, nu rămâne surd, Doamne, la glasul meu, ca nu cumva dacă te vei depărta fără să-mi răspunzi. Iată, David aștepta un răspuns de la Dumnezeu și zice, dacă nu-mi răspunzi, atunci aș ajunge ca cei ce se pogoară în groapă. Prin urmare, iată, dar Dumnezeu vorbește și oamenii lui Dumnezeu s-așteptau ca Dumnezeu să le vorbească. Pe de altă parte, citim în cuvântul lui Dumnezeu că idolii neamurilor sunt diferiți. Așa că, iată cum sunt idolii neamurilor. Citim în cuvântul din Psalmul 115, mesaj ca să repetă și în Psalmul 135. Și iată aici, Scriptura spune, idolii neamurilor sunt argint și aur, lucrare făcute de mâinile oamenilor. Au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd, au urechi, dar nu aud, au nas, dar nu miros, au mâini, dar nu pipăie, picioare și nu merg, și nu scot niciun sunet din gâtlejul lor. Iată așadar, Dumnezeii popoarelor, Dumnezeii neamurilor, sunt Dumnezeii care nu pot comunica și devin în final o povară pentru cei ce îi poartă. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă în Biblie un Dumnezeu care vorbește și el se folosește de diferite modalități și spune aici, Iov vorbește prin vise, prin vedenie noaptea, apoi Apostolul Pavel ne spune că Dumnezeu folosește daruri profetice, daruri de înțelepciune, daruri de cunoștință, daruri de descoperire și așa mai departe. Și Domnul Iisus, iată, vorbește și el în privința aceasta foarte relevant în Evanghelia după Ioan la capitolul 10 și spune: Cine intră pe ușă este păstorul oilor. Oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume. Oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin pentru că nu-i cunosc glasul. Zice, fug de el tocmai pentru că nu cunosc glasul străinilor. Subliniem din nou aici. Zice, oile aud glasul lui, el le cheamă pe nume, oile merg după el pentru că îi cunosc glasul, nu merg după străin și le frică de străin pentru că nu cunosc glasul străinilor. Așadar, Domnul Iisus, el însuși, ne vorbește ca un bun păstor, iar noi, ca oile sale, ascultăm de vocea lui și mergem pe urmele sale. Așadar, Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim sensibili la vocea lui Dumnezeu. Ne aducem aminte și mai devreme a fost pomenit Samuel, care, atunci când i-a vorbit Dumnezeu pentru prima dată, el nu cunoștea glasul Domnului. Dar după ce, în mod repetat, Dumnezeu l-a strigat și el nu înțelegea cine îl strigă, în final, el i-a spus, dacă te mai cheamă glasul respectiv, să spui, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Pentru că observați și în textul pe care l-am citit, cuvântul lui Dumnezeu ne spune și zice, o, de m-ar asculta poporul meu, dar poporul meu nu m-a ascultat, spune Dumnezeu. Ascultă, Israele, și voi vorbi, ascultă, Israele, și te voi înștiința. Domnul Dumnezeu să ne ajute să ascultăm, să luăm aminte. Și la un moment dat, chiar Scriptura ne spune că odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit eu, auzim noi, căci puterea este
a lui Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, trebuie să știm că îndeopște Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său. Iar acesta este un mod foarte direct și în același timp foarte concret prin care Dumnezeu ne vorbește. Slavă lui Dumnezeu, căci avem cuvântul Său, fiecare dintre noi, așa încât citindu-L putem descoperi voia lui Dumnezeu, putem auzi vocea lui Dumnezeu și putem înțelege planul lui Dumnezeu cu privire la noi. Cei ce vor să le vorbească Dumnezeu într-un mod direct și personal, dar nu le simt în inima lor, în sufletul lor, practica vieții lor, dorința de a citi Scriptura, vor ajunge cu ușurință să fie înșelați în așteptările lor. Dumnezeu mi-a lăsat cuvântul Său. Sigur că Dumnezeu poate din nou sublinez să ne vorbească în diferite forme, dar avem Scripturile care sunt un mijloc corect și direct prin care Dumnezeu ne vorbește. Și iată ce spune Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 8. Citim. Domnul Iisus a zis, le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Și în același capitol, în versetul 14, citim, le-am dat cuvântul tău. Și lumea i-a urât pentru că ei nu sunt de lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Observăm aici că Domnul Iisus le-a spus ucenicilor adevărul acesta, că le-a dat cuvintele cui? Cuvintele lui Dumnezeu, pe care El le-a primit de la Dumnezeu și pe care le avem și noi acum. Dacă nu suntem îndeajuns de interesați de ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit deja în cuvântul Său, Biblia, este puțin probabil că vom fi interesați să aplicăm la viața noastră alte mesaje pe care le primim, fie prin vise, vedere în noapte, fie prin glas profetic. Vom pune semn de întrebare, vom analiza, vom despica firul 4 și așa mai departe. Dar dacă suntem atenți la Scripturi, dacă ne umplem inima de cuvântul lui Dumnezeu, atunci și când suntem avertizați de Dumnezeu sau înștiințați de Dumnezeu, printr-o altă metodă vom fi receptivi și, de asemenea, vom putea să distingem, să discernem dacă este mesajul la Dumnezeu sau nu, dacă ne vorbește Dumnezeu sau un duh înșelător sau așa mai departe. Diavolul va face tot ce stă în putință să ne țină departe de cuvântul lui Dumnezeu. Cineva spunea foarte interesant că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ne va ține departe de păcat și de acțiunile celui rău, în schimb păcatul ne va ține departe de Scriptură. Fiecare cunoaștem că deseori întâmpinăm anumite bariere în a ne apropia de Cartea Sfântă și fie că suntem prea grăbiți, fie că suntem prea obosiți, fie că suntem uneori prea preocupați, fie că ne fură timpul alte activități, evităm sau ezităm să acordăm timp suficient Scripturilor și Cuvântului lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a zis, Ioan capitolul 6, versetul 63, citim aceste cuvinte, cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață, sunt Duh și viață. Uitați aceste cuvinte. Duhul este acela care dă viață, carne nu folosește nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Prin urmare avem cuvintele lui Dumnezeu care sunt Duh și viață. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Observați că în cele ce urmează vom aborda și faptul acesta că cuvântul scris, Biblia și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu sunt în armonie. Acum există credincioși care, pe de o parte, și-ar dori să se declare oameni ai cuvântului, ceea ce nu este rău,
Pe de altă parte, există alți credincioși care s-ar declara oameni ai Duhului, oameni duhovnicești, oameni ai rugăciunii chiar. Și interesant este că dacă accentuăm numai una din cele două aspecte, ajungem la anumite extreme care ne pot afecta negativ. Orice formă de creștinism care pune accentul doar pe latura emoțională, sau spune noi pe latura aceasta pretins, la un moment dat spirituală, și a zice suntem doar oameni ai Duhului, ne duce ușor spre o anumită extremă. Pe de altă parte, cei ce se concentrează doar pe cuvânt pot ajunge foarte curând să fie sceptici uneori sau alteori seci și lipsiți de viață spirituală autentică. Tocmai de aceea, în cuvântul pe care l-am citit mai devreme, Domnul Iisus Hristos spunea că Duhul dă viață, nu? Și cuvintele pe care El le spune sunt Duh și viață. Pe de altă parte, citim că slova simplă ucide, Duhul dă viață. Așa că Domnul Dumnezeu să ne ajute să avem în inima noastră cuvântul lui Dumnezeu pe de o parte și Duhul lui Dumnezeu pe de altă parte. Cuvântul e important, să știm ce vrea Dumnezeu. Duhul este la fel de important ca acest cuvânt să prindă viață în noi, să aducă roadă spre slavă lui Dumnezeu și să știm totdeauna ce vrea Dumnezeu de la noi. Duhul Sfânt să ne însoțească, Duhul Sfânt să ne învioreze inimile noastre, Duhul Sfânt să ne vorbească, însă totdeauna când Duhul Sfânt ne va trimite un mesaj, acel mesaj va fi în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu Biblia. Orice mesaj pe care Duhul Sfânt ne-l face cunoscut va fi totdeauna în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu Sfânta Scriptură, astfel încât mesajul și mesagerul trebuie să fie judecat practic prin prisma Cuvântului Dumnezeu. Dumnezeu vorbește și astăzi și fiecare de cei ce mă auziți ați avut experiențe binecuvântate cu Dumnezeu. Dar pe de altă parte, trebuie să fim atenți ca să nu fim duși în eroare. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să filtrăm, să analizăm, să judecăm, să analizăm orice mesaj și astfel să putem rămâne credincioși lui Dumnezeu, fidel Scripturii și așa mai departe. Sigur, se pune deseori întrebarea cum distingem noi, cum discernem noi vocea lui Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu, cum înțelegem noi voia lui Dumnezeu. Și sigur că uneori glasul lui Dumnezeu este ușor de recunoscut, alteori mai puțin. Uneori mesajul Dumnezeu este așa foarte impresionant, alteori Scriptura spune că este un susur blând și subțire, abia sesizabil. Și interesant de reținut că mesajul Dumnezeu pe care îl receptăm noi, niciodată, să spunem asta încă o dată, niciodată nu va fi în contradicție cu cuvântul său, cu Scriptura. Pe de altă parte, mesajul Dumnezeu nu aduce confuzie. Dumnezeu când ne vorbește, ne lămurește, ne limpezește mintea, ne luminează cărarea și așa mai departe. Când vorbește Dumnezeu, El ne vorbește clar, limpede, așa încât noi să înțelegem. Priviți la mesajele pe care oamenii lui Dumnezeu din Scriptură le-au primit de la Dumnezeu, aceste mesaje au fost limpede, au fost clare, astfel încât ei au știut ce au de făcut, încotro să se îndrepte și cum se vorbească și așa mai departe. Apoi, în altor de idei, atunci când ne vorbește Dumnezeu, glasul Lui, mesajul Lui este aducător de pace. Chiar dacă uneori glasul lui Dumnezeu rostește, să zic, cuvinte de mustrare, de avertizare sau, mă rog, chiar de judecată până la urmă urmei, Dumnezeu ne dă o șansă, Dumnezeu ne arată dragostea sa, ne încredințează de faptul că ne iubește și vrea să ne salveze, să ne mântuiască, să ne aducă din nou pe calea sa.
Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, cine prorocește, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Totdeauna mesajele Domnului care vin spre noi prin glas profetic, indiferent în starea care ne găsește la un moment dat, totuși Dumnezeu voiește să ne zidească, să ne sfințească, să tuiască, să ne mângâie. Și Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu vorbește celor ce sunt dispus să asculte cu interes în vederea să ne bucurăm, adică când Dumnezeu ne vorbește, dar odată ce am auzit cuvântul lui Dumnezeu, să-l împlinim în tocmai și cât se poate de repede. Ca oameni credincioși avem nevoie permanent de călăuzire, de îndrumare. Ca oameni credincioși avem nevoie de mustrare uneori, ca să putem sfârși cu bine alergarea, ca să putem în final primi premiul. Dumnezeu este preocupat de noi și de aceea ne vorbește și Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, când le spunea ucenicilor că urmează să se despartă de ei și sigur că ei s-au întristat. Dar observați ce citim aici în cuvântul Scripturii, în capitolul 14 din Evanghelia după Ioan, avem aici câteva cuvinte deosebite, la care să medităm. Deschidă în capitolul 14 și zice așa, n-am să vă las orfani, mă voi întoarce la voi, peste puține vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Așa subliniem încă o dată versetul 18, n-am să vă las orfani. Apoi mai sus, versetul 16, voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mântuitor care să fie și să rămână cu voi în veac. Iar în capitolul 16, observăm la versetul 13, când va veni mântuitorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul. Scuzați. Și apoi vorbește, subliniem lucrul acesta. Are să vă călăuzească în tot adevărul și El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și va vă descoperi lucruri viitoare. Observați, Duhul Sfânt vine să ne vorbească și ne vorbește de la cine? Ne vorbește de la Domnul Iisus, ne vorbește de la Dumnezeu, ne aduce mesajul Sfânt clar, coerent, inteligibil, astfel încât noi să știm ce vrea Dumnezeu. Domnul Iisus ne-a promis că nu ne va lăsa orfani. Domnul Iisus ne-a promis că atunci când Duhul Sfânt va veni, ne va călăuzi în adevărul Său, va vorbi de la El, de la Dumnezeu, ne va duce mesajul binecuvântat, care Apostolul Pavel spune și repete o dată, mesajul Duhului Sfânt este dezidire, sfătuire și mângâiere. Binecuvântat să fie Dumnezeu. În concluzie, ce putem să spunem noi totdeauna? Doamne, vorbește-ne căci robul Tău ascultă. Nu zice Scriptura aici că Domnul Tău aude, robul Tău aude, că noi toți auzim multe lucruri și multe mesaje am auzit. Important este nu doar să auzim, ci trebuie să ascultăm în vederea împlinirii. Binecuvântat să fie Dumnezeu și recitim aceste cuvinte spuse mai devreme pe care Apostolul Iacov le aduce în discuție și spune așa în cuvântul pe care ne-l transmite. Să fim nu numai ascultători uituți înșelându-ne singuri, ci să fim împlinitori cu fapta și cu adevărul. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și apoi, versetul 25, aici din Iacov capitolul spune, cine își va adânci privirile în legea săvârșită, care este legea slobozeniei și va stărui în ea,
nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, zice, va fi fericit în lucrarea lui. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Observați că Dumnezeu vrea să fim fericiți în lucrarea lui și cum putem beneficia de această fericire prin ascultare cu interes în vederea împlinirii cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră. Și apoi, sigur, crezând acest cuvânt, aplicându-l la viața noastră, vom fi plăcuți lui Dumnezeu, pentru că credința final ne face plăcuți lui Dumnezeu, că fără credință, Scriptura spune foarte clar, nimeni nu poate fi plăcut lui Dumnezeu. De aceea, Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze cu ascultare de cuvânt, cu credință în cuvânt și cu disponibilitate de împlinire a acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Ca la urmă, fiecare dintre noi să avem harul acesta, ca Dumnezeu să ne spună, bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, peste multe te voi pune, intră în bucuria stăpânului tău. Observăm că robii aceștia au trebuit să fie atenți la ceea ce stăpânul le-a încredințat, la ceea ce stăpânul le-a dat, le-a spus și să pună în negoț ceea ce au primit astfel încât la întoarcere stăpânul să aibă un beneficiu de investiția pe care a făcut-o. Așa că și noi, prin credința în Domnul Iisus Hristos, am fost izbăviți din robia păcatului, dar apostolul zice, ne-am făcut de bună voie robi al lui Dumnezeu. Și ca robi al lui Dumnezeu, zice cuvântul, avem ca rost sfințirea, iar ca sfârșit, viața veșnică. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze ca atunci când Dumnezeu ne vorbește, să ascultăm cu interes, să pornim grăbiți la împlinire și nu mică ne va fi bucuria, El va răsplăti pe toți robii credincioși și îi va primi în bucuria sa. Slăvit să fie Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în veci. Amin.